Simion ce ați vorbit? Păi, domnul Simion, el a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la... De la Comanca, de la așa, că se cunoștea cu unul din ei și a zis că este la mine aici și a venit să-i vadă. Și să vedem dacă le dau o mână de ajutor lui, ăsta lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare, dar nu mai este timp acum, nu știu când începe campania. Sunt alegerile acum în iunie, la început. E campania început, da, înseamnă. Da, da, e început. Da, și atunci nu se poate, că dacă veneam mai devreme, împrumutam partidul cu 500 de mii, cum am împrumutat și împrumutat PSD-ul, PSD-ul pe ăsta banii. Și acum am împrumutat Mauru, 500 de mii și după ce lua ei, da, dar nu, acum nu se poate. Să vedem o formulă, să-l împrumut pe el, dar să vedem dacă e legal. Că eu am spus, băi, eu sunt un neaurt. Să vedem dacă e legal, să-l împrumut pe Mihai Neamțu și el să-și financeze campania. Vedem, nu știu, găsim soluții, dar băi, am făcut pușcărie degeaba. Eu acum eu sufru neurte, orice chestie, să văd dacă e lege. Și nu numai că e lege, de 1 miliard de legi să fiu apărat. Și nu numai să fiu apărat de legi, eu fac și public tot ce fac ca să știe. Bă, asta fac. Tu dacă nu-i bine procuror, vino, o spunem acum. Sau tu, milițian, ce ești. Eu vă anunț toate public, că nu te pui cu ăștia, că am făcut pușcărie degeaba, nu mai vreau. Ajungi cu mizerile care le-au făcut. Și vi le spun, uite, vi le-am spus acum vouă ca să știe. Eu am spus, băi, eu am făcut pușcărie, voi sunteți tineri, nu știți ce e în România. Tu n-ai văzut, domne, a făcut adresa, a vorbit la telefon, ba la la, ta la la, dosar penal, a venit unul și a propus că să-i dea bani și el a zis că îți dau comision. Și mie, dacă îmi propui acum, când dai a mie 1 milion de euro, ăștia sau cine, eu dau comision 10%. Care-i treaba? Lui a propus lui Teodosie, domnule, îți dau 800 de mii. Dai 10%? Da, îți dau. Păi, tu dacă îți dau eu 1 milion, nu dai, îmi dai 10, îmi dai 100 de mii mie înapoi? Parandărăt. Da. Nu-mi dai? Și atunci care este fapta penală? Care e infracțiunea? I-a propus, bă, dacă îți dau atâția bani, îmi dai 10%? Da. Păi el fac lobby să-ți aducă. Păi tu faci. Și bagabon, tu a făcut și toată ziua la televizor, ta-la-la, Teodose, dosar penal, băi, nu avem nici inteligență, nici nimica deloc, mă. Cum să fie aia dacă un bagabon nenorocit s-a dus, a făcut o instigare ca să denigreze biserica. Vezi? Acum altă chestie, vezi, doamne, că a vorbit la telefon, eu, băi, eu cu Oldea nu zic, că el ne-a făcut toate. Dar acum nu că e vinovat Coldea, că de ce a vorbit ăla la telefon, că dosarul, optimizează dosarul și că îi facem, e penal asta. Asta nu e penal. Că optimizează dosarul avocatul. E penal? Și mie mi-e frică. Orice chestie, vă zic vouă, ca să vadă, bă, eu nu mă feresc, eu nu știu, așa zic. Eu nu fac nimic ascuns și penal. Nimic, eu toate vi le zic vouă. Nebunilor, că nu mai faceți dosar la oameni degeaba la pușcării. Păi nu, suflu neaurt, ce să fac? Păi ce vreau? Păi ce vreți? Nu. Păi nu le-am pățit? Da. Pușcărie, Becali a negociat să se îmbogățească. Asta a fost vina mea, la schimbul de teren. Purat mașina ta, Becali pușcărie, de ce a recuperat mașina? Și de ce a dat cafea și whisky la hoți? Pușcărie Becali, hoții se plimbau. Tu îți dai seama? Dat bani să se joace corect, Becali pușcărie. Băi, nebun, le-am dat să joace corect, nu să se fure. Nu există în toată Europa asta. Și atunci, ce vrei să fac? Mi-e frică. Mi-e frică că e nebunie în țara asta. Orice nebunie. Nu se știe nici lege, nu știe nimic. Toată ziua, talpan. Dosare, toată ziua îmi face numai dosare, nici nu mai le arunc, nici nu mai mă duc la instanță deloc. Toată ziua cere bani, talpan, că deci... M-ați săturat și chestia aia cu talpan, procese? Bă, m-am săturat că toată ziua îmi face numai procese cu talpan, mă, până numai procese îmi face. Procese, cere 30.000, 50.000, 40.000, le-am aruncat, lasă-mă, bă, nici nu mai mă duc deloc să mai mă apăr. Și o să vadă judecătorii că-i tra la tichii și gata.
ce să fac? Eu acum o să înceară 50.000, că de ce am zis la tic.